este cel care s-a îngrijit de volumul acesta, de ediția aceasta, împreună cu, mă rog, ediția de Lucia. Lucia a pus la dispoziție materialul, dar Părintele Sever s-a îngrijit de această ediție a Epifaniei de la Editura Doxologiei. Da, vă mulțumesc. Bună seara. Încep, sper că Părintele să nu se desupere de mine pentru o corectură. Epifania cele din urmă, o poemă de dragoste creștină, nu este tot una cu Epifania care a apărut la cartea dumneavoastră în 1917. Așa am precizat. Da. Este un volum care conține ultimele poemele scrise în ultimii, de fapt, Daniel Turchiat a trăit în profunzimea bisericii, cred că 7 ani, din 1972, când descoperă biserica, prin biserică se întoarce, biserica Sfântului Elefterie nou, care i-a păruse în vis și după multe căutări o găsește, și până în anul plecării la Domnul. Manuscrisele care au stat la baza editării acestor cărți au fost donate de sora lui Lucia Turcean, și până acum au apărut 4 volume. Primul, Epifania cele din urmă, poemă de dragoste creștină, la Editura Doxologia la Iași. Apoi, acest volum, urme lui Lucia, Daniel Turcean, volum Daniel Ilie Turcean, pentru că trebuie accentuată pe poetele chema și Ilie, născându-se, fiind născută în apropierea datei pe 22 iulie, părinții au ținut să-l numească și Ilie, Daniel Ilie Turcean. Important în acest volum este capitolul, de fapt, cel care dă steva volumului, Viața fratelui meu, extraordinar capitol scris de sora poetului Lucia Turcea. Apoi sunt poemele acestea, Duhul Omnicul, poemele dedicate Părintele Arsenie, Papa cel Duhovnicul poetului, cel care îi scrie poetul știința că în 1978 că are la tipar volumul Epifania și scrisoarea aceea o primește Părintele Arsenie Papa Cioc de-abia în 1991. Iată cât făcea o scrisoare pe vremea aceea de la București la Techiopi, câți ani, din 78 în 1991. De-abia atunci a primit-o. Apoi este volumul acesta, Respirat de Lucia, un volum care cuprinde cugetările poetului, cugetările creștine. Ce ar fi de spus? Eu vă mulțumesc Facultății de Teologie pentru că renvie pe acest poet, îl dezgroapă, și cred că atenția aceasta cuvenită este meritorie. Studenții de la Facultatea de Teologie, este un material extraordinar. Trebuie să-l redescoperiți pe Daniel Turcea, să-i fie multe, închinate multe lucrări de licență, de doctorat, disertații. Este într-adevăr un poet al luminii. El parcă vrea să-l contrazică prietenii apropiați, l-au numit Daniel cel Nou. Pe Sfântul Simeon, noul teolog, îmi amintesc câteva versuri, nu căuta să exprim acestea prin cugetări, nici prin cuvinte, ci caută focul care mistuie din memoria. El caută să exprime, așa cum Părintele Sfântul
Nicolae spunea că doar poezia poate să, limbajul poetic poate să îl exprime pe, Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare încât singură poezia poate să exprime. Daniel Turcea reușește să-L exprime pe, Dumnezeu prin cuvinte și numește cuvintele oasele luminii. Mă voi folosi de cuvinte ca să descriu ce este mai presus de cuvinte, ca să descriu tăcerea care grăiește, ca să descriu desăvârșirea, ca și cum aș săpa într-o poartă valurile mării sau chipul pontului, dar mă voi folosi de cuvinte până unde nu mă vor mai urma. Și așa cum atunci simți ca și un har, fă-le dar tu lumina, vase ale luminii, ca să mă pot apropia. Lumină vină ți-a avut în dar, cum nu văzură înțelegi lumii, respiră veșnicia. Și iată o mărturisire a lui Daniel Ilie Turcea, nu sunt poet, mi-e sete de lumină. Am adus copii după două manuscrise, poezia Anastasia, unde este cutremurătorul acest vers. Iată poezia în regime, plândețea candelei îi arde în inima ce nu mai știe nimic asemenea în iubire pe pământ. Știu, vom muri, dar câtă splendoare. Puneți versul acesta lângă cele mineșiane, nu credeam să învăț a muri vreodată. Iată un autoportret al lui Daniel Ilie Turcea, Peniță. Ce este de remarcat? Irisul are forma crucii, ochii sunt sub forma crucii. Cu siguranță el era conștient de spusa evanghelică, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi luminat, iar dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu atât mai mult întunericul din afară. Nu vreau să, trebuie să îl citiți, să îl citim împreună pe Daniel Ilie Turcea și eu sunt convins, am spus-o și data trecută când am fost invitat aici, mă repet și repet și mulțumirile pentru această invitație, sunt convins că Daniel Ilie Turcea este un răspuns pe care Biserica a știut să-l dea lui Dumnezeu. Pentru că foarte multă lume a adresat întrebarea aceasta unde era Biserica în perioada comunistă. Iată, Daniel Turcea reprezintă Biserica din acea perioadă, îl descoperă pe Iisus Hristos, așa cum am citit-o.